revocată prin dispoziția primarului numărul 1316 din 12 decembrie 2023. Ați primit procesele verbale ale ședinței din 23 noiembrie și 8 decembrie. Dacă le-ați citit, aveți obiecțiuni, se pot aprova? Punem la vot, ordinează. Procesul verbal de data de 23 noiembrie. Cine este? Vă dau citire ordinei de zi. Supunem la vot și ședința din data de 8 decembrie 2023. Cine este pentru? Deci o să dau citire ordinea de zi. Proiect numărul 1, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024, inițiator primarul. Proiect numărul 2, proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2024 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizarea său, inițiator primarul. La modificarea ordinei de zi avem 4 proiecte. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind acordarea unor pachete elevilor școlii Așău, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții modernizare drumului de interes local, etapa a treia, în comuna Așău, județul Bacău. Și ultimul proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului modernizare drumului de interes local, etapa a treia, în comuna Său, județul Bacău. Supunem la vot. Cine este pentru? O să începem cu primul proiect de la modificarea ordinei de zi, pentru că are nevoie doamna Elena Chivoiu de acesta. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023, inițiator primarul, dacă sunt discuții. Comisiile au dat avizie favorabile. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe funcția taxelor speciale pe anul 2024, inițiator primarul. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Dar în taxe de special intră și taxa de drum, iar? Da. Păi de asta că ai televizat o să nu iar domnul agent, că am votat ea pentru... Dar trebuie explicat în ședință ca să vadă, că văd că nu avem nevoie să vină niciunul la ședință. Altfel spunea prin ședință... Dar a fost dezbaterea publică și nu a vrut să vină niciunul. Da, asta trebuie să știi și dumneavoastră, ca să nu... Asta e, dar... Și că noi am votat și noi... Aici, domnul primar, ar vrea să intervin puțin. Nu s-ar putea ca în taxa de drum pentru cei agenți economici care nu sunt din județul Bacău să fie o taxă mai mare, diferențiată de cei din comune? Nu e discriminare. Pentru fiecare în comună își face în gospodăria... Teoretic așa ar trebui, dar... Pentru ca să vă spun și de ce, că dacă ar noștri s-ar duce la Suceava sau la Neamț, vă spun eu că ar fi cu totul altceva. Deja că trec cu mașinile și capacitatea e maximă. Deci este dezastru. Merg pe drum, trebuie să te dai să ai în șans în zona de la Păltiniș acolo, de la Sprind la deal. Alaltă seară era să se urce pe mine. M-am băgat la Marco acolo în șans, intru în gard cu jeepul. Nu au nicio treabă, deci nu știu, trebuie făcut cumva cu poliția locală. Nu putem să intervenim cu poliția locală pentru a măcar să-i... Poți să intervii cu Câmparu. Nu, dar măcar mă gândesc că poliția locală să îi dea o înștiințare ca să se circule. Nu așa haotic cum poliția națională poate face. Poliția, avem poliție în comun. Poliția națională, că poate face la măsuri. Deci, asta nu era atunci când am însoit taxa asta. Noi am încercat-o de atunci, o facem din prima. Să o facem diferențiat, adică pentru cetățenii, pentru agenții economici din comună,
să fie mai mică și pentru ceilalți. Anuși nu sunt cetățenii comune a Sălui și plătesc taxe și impozite și plus de asta la rândul celălalt, fiecare agent economic. Da. Știți că de la noi în comună asta au mai rămas ca să mai supraviețuim cu pădurea. Deci la Berzon sau nu știu unde e taxa 10 lei pe metru. Și au doar 2,8 km de asfalt. Și la noi 8 lei pe metru cub. Și au 15 km 400 de drum comunal. Soluțul e interzis mai circului cu remorcii după ei. Da. Eu da voi cu capul tractor. Asta cred că ar fi, o chestie bună, putea să o facem. Da, deci au și taxă de drum și le interzis cu toate că e taxă pe metru cub, da. Dar nu mai e remorcă. Când depășește ansamblu, depășește de la 65 de tot. Am spus și ăștia de la Suceava și Neamțul. Păi, nu știu dacă cetățenii au observat, când plouă sau dimineața, când e umed asfaltul, să vezi cum e faianțat. Asfaltul ăla de la Găștin la deal, care s-a turnat în 2017. Așa, nu mai spun că și ăla de la șanta la deal, care s-a turnat ultimul asfalt, deja sunt fisuri și pe asfaltul ăla. Cine ne mai finanțează și noi nu mai în următorii 20 de ani să mai poți turna un cobor de asfalt? El spune și a fost 6 km de asfalt. Da, și un kilometru de asfalt e 24. Nu, total proiect, 6 km cât e. Dar ăla ieșit din garanție, domn primar? Care? O ieșit, da. O ieșit din garanție. Ăla de la șanta la deal nu știu dacă ieșit. De la șanta la deal nu, până la șanta. De la partea până la șanta. Un kilometru de 24 de miliarde de bani vechi, un kilometru de asfalt. Da, și el se importă 7,5 de miliarde. Ești un agent care nu a fost de vină și ce mai este. Că înțelegi 24 de miliarde în kilometru. Înțeles, goli cu tot ce prevede el, cu decopertat, așa. Și de ai noștri spunea cu bă că plătim taxă. Cât am strâns? Nu știu dacă m-a întrebat cineva, s-au strâns vreo 3 miliarde din ce știu. Da. Era strâns pe un an de zile, din taxa de drum. Deci, cât? Nici 100 de metri de asfalt. Și tu îl faci praf, cel puțin mașini care car în depozit aici, din cauza că nu iese pideneu, nu iese să ducă la vale, la cânt, așa. Le-ați văzut cum trec. N-au nicio limită. Se poate vedea pe aviz. 55 de metri cu 55 de metri. Și am făcut o săptămână la grinda aia de fier, la Botarul, au agățat un buștean în grinda aia și au căzut bușteanul jos de mașină. Doi. Zis, eu, băi, dacă ar cădea pe voi, Doamne ferește, dar nenorociți-le, nu vă mai săturați să mai puniți. Băi, încarcă, te îngrozește. Ăla, dacă era o mașină. Nu, trei butuci au căzut. O lua pe unul în față și le-au împins încă 2-3. Mai erau așezat. Trei butuci erau jos. Da. Am oprit acolo și am urcat. Da. Asta se poate face. Eu m-a cântat așa că se vedeam. Se vede totuși la urmă. Nu le pun din așa sau? Da. Dacă mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 2, proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2024 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, inițiator primar. Comisiile au dat avize favorabile. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Ați văzut că am dat drumul la 4 km de apă la Său, s-a făcut recit, am dat drumul la apă, funcționează. Cine s-au conectat, sunt foarte mulțumiți, oamenii, chiar e o problemă cu apa. Și un kilometru 900 la Ciobănuși. Erau foarte mulți care nu aveau apă. De la Volt la deal. La Ciobănuși mai avem o problemă, avem doar vreo două traverseri, subtraverseri pe sub asfalt. Și o să fie problema acolo cu racordatul pe partea cealaltă. Nu a fost prevăzut în proiect, așa a fost făcut proiectul ăla prost cu canalizarea când a început. Nu a fost prevăzut și pe partea aia altă de drum. Și acum trebuie să suportăm noi, din bugetul primăriei, că ăsta a fost proiect finanțat de PNDR, când am extins aia 1,9 km. Acum o să trebuiască să suportăm din bugetul local, să tragem și la oamenii, la defavorizați. Ce zic, dar pe partea dreaptă, la apă și pe partea stângă, ce fac? Nu sunt o cetățean al comunii, nu tot. Și încercăm să facem un proiect, să vedem pentru primăvară, când o să ne încălzească, să ne apucăm și acolo la Ciobănuși să plăm. La Său avem mai multe, pe apa Său avem mai multe traverseri, cred că vreo 6 sau 7 subtraverseri
Și aici deja am început să raportăm și pe, pe partea cealaltă. Raportat la Noger, prin la Socer, mai, acolo chiar am pus asfalt aseară, până la 11. Pot? Acolo nu mai ajuns? Păi nu, că el a fost prevăzut cumva 10 metri la deal, 10 metri la vale, 10 metri în stânga, 10 metri în dreapta. Și ei au adus mai mult de am ajuns până în drum. El era prevăzut doar 10 metri. Acolo. A fost norocul nostru. Și atât au ajuns și acolo au rămas un piedic fără... Asta e, vedem, când o să mai vină cu altul. Dar e normal, constructorul ăsta trebuie să pună. Da, am înțeles. 10 metri așa, 10 metri așa, 10 metri da, și da. Pe partea asta la fel. 10 metri către Matei, 10 metri la mini, dar mai puțin da. Acolo. Și s-o lungi ce-o mai salvat de la mini, s-o mai dus o leacă și care l-au avut în plus și am prins până în drum. Da. Da. Numai că... A fost seara, a fost, da? A reușit de-a. Da, da. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind acordarea unor pachete electroșcolia său, inițiator primar. Da. 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 Și copiii au dat avize favorabile. Nu-i sigur. Discuții? Spunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții în modernizare drumului de interes local, etapa a treia, în comuna Asău, județul Bacău. Comisia a dat avize favorabile. Aici e vorba de un proiect pe afir, care sperăm să se deschidă pe 2-3 ianuarie, când se începe munca, de nou, la noi în țară. Și am pregătit documentație pentru străzii. Fundul străjii apicultorului, piatra uriașului, prieteniei, rozilor, școlii și târgului. Deci prieteniei și speranțe. Și speranțe, da. Am pregătit documentația, acum am Daniel și astea și sperăm dacă... Adică erau cei care aveau canalizare și care nu au fost inclusive. Care nu au fost prins în plină proiectul ăsta. Da. Și are aici pe punctaj. De asta am băgat și strada Târgului și trebuie să aibă legături cu drumul național, cu drumul județean, cu biserici, cu școli, cu... Și am... Bine, mai... 56 de punct. Sperăm să... Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Mai este proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului modernizare drumului de interes local, etapa a treia în comuna Asău, județul Bacău. Comisia au dat avizie. Să punem la vot. Cine este pentru? Discuții? Diverse. Dacă nu sunt discuții, vin eu cu invitația pentru data de 26, aici în fața primăriei, tot așa am hotărât, nu știu cum e timpul, până atunci. Ora 3. Începe programul cu primirea celor care primesc 50 de ani de căsătorii, după aia dansurile copiilor, colindii, banda lui George, Ianu, și mai spre sfârșit avem și niște invitați. Să vedem acum cum reușiți. Că noi am mai apelat la sponsor, că ordonanța asta nu ne-a permis să cheltuim din banii primării, deci nu cheltuim niciun ban din banii din bugetul local. Avem invitați pe Grădățanu și pe Aurel Moldoveanu. Vă invităm, în număr cât mai mare, toată lumea, sperăm să ne ajute și vremea, să ne descreștem frunții. După un an de muncă și de stres, cum? O întrebare de la domnul Cătălin. Da. Spuneți. Nu s-a auzit. Spuneți. Se schimbă vremea, s-au notat din nou din Sori. Întrebăm pe domnul primar cum stă cu materialul antiderapant. Avem destul și dacă s-ar putea cumva ca echipa de la Medenat să fie mai de dimineață pe drum. Pentru că s-alunică tare și micropozile alunică. Deci să fie mai de dimineață pe drum.
Mai este o problemă, domnul... Da, mai este o problemă, domnul primar, cu criblura asta care o dă, cu pietrișura care îți dă pe drumul județean. Mie mi s-o spart parbrizul. Eu am vrut să vin la poliție și... Să... Dar chiar așa... Mare, exact. Deci exact. Și numai de la primărie, până la straj. Am înțeles întrebarea, dar asigurăm pe domnul consilier Onică Cătălin că stăm bine cu materialul antiderapant. Avem bătare, avem nisip, pregătit tot, dar n-avem iarnă. Și cu a zis Salonică foarte tare, într-adevăr, a fost un fizgai de zăpadă, dar domnule, trebuie să fim conștienți. Nu știu dacă domnul consilier a fost în afară, în țările din Occident, acolo când a nins, de două degete, s-o opri circulația toată, când se termină din ins, intră utilajele și dezăpezesc și după aceea se circulă. Bine, noi nu putem bloca aici. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mânăm ca... Să nu mai zic cuvinte. Trebuie să fim conștienți că e iarnă, au venit un pospai de zăpadă. Da, poate am ieșit și băieții cu utilajele. Nu știu, domnul primar, dar... Dar au fost și seara. Da, avem toate muncitori care... Da. Și acum, după cum știi și Cătălin, încep ar fi aerea, pleci din, la primărie, vezi că e părtigheață, dar te duci la brigadă la vale. N-are sens. Și pierzi timp. Intră un pic pe acolo, intră pe stânga, intră pe dreapta, într-adevăr ajungi la deal la 10. Când... Da, dar ce se face? Comuna e diversificată. În straj avem drumurile care s-au betonat și se face gheață, trebuie să dai. Partea aia, peste tot, știți cât e diversificată comuna. Și într-adevăr, se întâmplă la brigadă, de cele mai multe ori ajungi. Da. Sau la partea radială, era zăpadă, era pârpii și la partea radială era asfaltul uscat, curat. Nici nu trebuie dat. Trebuie și un pic de atenție. Deci când eram cu o două cotrie, păi, na, pe un mâzg de asta sau pe gheață cu o două, e suficient să ai 45 la oră 50 ca să faci frâna să te răsucești de 5 ani. Da, dar se vă întrebați. Dacă vă puteți face un apel, cred că cetățenii comuni, în legătură cu bunurile care se aruncă, și toți zânzanii cu informațiile astea acum, că lumea să se înțeleagă cu lume. Și altceva, poliția, că tot vorbim de poliția comunitară, spuțării, trebuie verificat vinerea, joia, când se scoate gunoiul, du-l la poartă. De ce scoate sacul și nu scoate tomberul? Nu e un tomberon ține grăunță, făină ce ține și îl scoate sacul. Vin câini rupi, să înțeleagă și o dată. Dați-mi voie să vă răspund, pentru că nu suntem încă suficient de civilizați și de... Dar nu trebuie să răspundeți personal. Păi nu, dar răspund, poate jignesc cu răspunsul ăsta. Dar bine, care civilizați scoate bubela și știi, băi, astea e datoria de cetățean, știi? Care nu, în continuu, aruncă pe malul apei, scoate din sacul și îl întinde câinii. Din păcate Sunt cetățeni care scoate de sara punga în poartă. Da, anul ăsta am ridicat de 4 ori. De 4 ori am ridicat câinii ăștia. Îi aduc, vin înapoi, nu știu, unii se mulțesc. Și asta o facem din bugetul nostru. 780 de lei ca să-ți iau un câine, 7.800.000. Să-ți dea, o să iau un câine. A doua zi iar, o vin tață, 5. Da-ți mii, nici că... Despre asta e vorba. Dacă nu vrem... Și cu gunoiul, da. Problema e acolo la ulița noastră. Într-o dimineață a fost scos de un vecin, un cetățean de acolo, când nu a venit din apa său sau din straje, cu mațări la un porc, la un ghițăr, nu știu ce era acolo, dar în marginea asfaltului. Ei, dați-mi voie să... Așa acolo la ulița la noi, la ulița de la Vale, sau la ulița de la Vale. La ulița ce e, da? Nu. Deci, cum să scoți, frate, masele alea? Dar, Doamne ferește, atunci vinea aștept la Sanipit, dar vinea să-i găsească acolo, păi iar ne blochează toată comuna, nu mai puteți să mai tăiem porci, nu mai puteți să mai tăiem. Și acum, la ulița de la Vale, dacă vă duceți acolo, o scoți toate torul ăștia din ea, de la exact, Vale, asta o dirâcă. Asta vreau să-i spun. Dar n-ai grădină, stai la bloc, la etajul 4 și n-ai unde pune torul ăștia? Da, nu mai vorbim de foc, dar du-o acolo, nu mai vorbim de foc și tu. Dar nu mai foră, știi, că era și pasă. Asta e, dar lumea trebuie să înțeleagă. În marginea drumului și tot ei stau pe bancă ziua sau când e sărbătoare, stau acolo și inhalează mirosul de la gunoiul ăla. Sau cum arată? Cât m-am dus acolo și eu, că curățau până la mine, dacă până la soa asta, m-am curățau acolo două persoane și m-am luat prin, că tu nu bat. Nu, am spus, dacă nu o să amendăm, dacă nu se spune, băi, cine? Noi chiar nu văzut nimeni până și cu roaba de... Trebuie controlat un tomberon, vă spun, tomberon. Și eu în uliță la mine și la toate ulițe și pistol locul, scoate punga. De ce nu scoți tomberul dacă ți-a dat tomberul? Scoate tomberul. Cum mă cred că funga s-o scoate acolo, aruncă și-o pleca de acasă? Da, de asta. Da, o să-i luăm iar. Și iar cu selectatul.
selectatul, dacă nu o să selectăm, acum s-a mărit cu 2 lei cu noi. Da, de 3 ani nu l-am mărit, n-am putut, anul ăsta n-am scăpat. S-a ridicat combustibilul, s-a ridicat taxele lor. Și de bea am reușit să mai am fost ajutat că nu l-am ridicat în anul trecut. Și au mai și câștigat locul ăsta. Da. Sola de 64 de milioane. Știți cât e la Pomănești cu noi, știți cât e pe și comunile astea, e 1.900.000 de persoane, ne-am interesat cât e la... 190, da. Și la noi 120. Da, dar am ținut cât am putut, dar... Și datorită de citări și... Depinde câte toane în carte și... Nu, în carte, acolo sunt vreo 3 societăți la contact, și au interes să urmărească una pe alta. Deci și Adisul, și Robescu, și aia care depoziția. Vând lucrări în vedere că lucrează cu toți acolo, mai dau mâna. Nu, dar nu la sede. Am făcut 2 verificări, cât au fost. Da. Ne-am avantajat mult că am reciclat problema de așa la vară și am făcut comparație. Cât e vinerea asta, mai fac și voi. Altă vinere sunt oberoane prea mai deloc, altă sunt mai multe și nu cred că ta tonaj, chiar că de ce crezi și eu, zici una pe o părere, dar totuși cred că e destul. Asta e spus noi. Deci, canalizare, două ori, ce mai e, în ce stare nu mai e? Canalizare? Așa, ridicăm capacele acum, toate. Și o să începem racordarea după ce o să terminăm ridicatul capacelor. La ăștia care nu se încadrează cu proiectul ăsta, nu am primit răspuns. Dacă se termină... Dar vreți să fie ok, stația... Da, fără cum stația funcționează, da. Da, și nu o să pună taxă pe ei. Sperăm că brașii. Păi o să intri... Mai normal, să intri în metru cu de... Tot noi e vorba, adică nu o să fie stație, taxa o spune la... Că plătești la apă. Asta rămâne să stabilim după aia. Dar noi toți sperăm că o să fim declarați eligibili pe proiectul ăsta cu prima racordare. Și atunci, dacă 80% o să-i racordăm gratuit. Sigur. Da. Deci e un avantaj mare. De 1.900 de euro de gospodării. Deci aproape 100 de milioane. 100 de milioane de gospodării ca să-ți de la conducție și până în baie. Să faci omul gratuit, e un lucru mare. Da. Ne cerut niște clarificări, le-am dat. Sperăm să primim un răspuns favorabil. Dar tot ce vrea, mă surprinde. Da. Că foarte mulți cetățeni au venit să sărac colegi, domne, hai, mai ai răbdare, mai acum am stat până acum, așa măcar o lună, două, trei, când o zic. Durează un pic pe frustrații de autorizat. Ok, bine, cu asta noi mergem în paralel cu... Da, zic că oamenii care nu înțeleg de ce nu... Da. Nici nu poate să-i dea drum acum să deverseze în... Ei, nu putem să dăm drumul, că au venit mulți. Domne, dar eu las, eu plătesc, vreau să-mi plătesc numai. Dacă te racordezi numai pe matare, facem o chestie, n-ai să știi. Da. Dacă nu racordezi măcar 35%, cum ne-ai explicat ei din cetățeni, ei riști să se colmateze, ea nu se scurge. Da, ei trează numai tu apa, s-a dus pe unul, s-a dus, s-au rămas în urmă. Așa, și ăla s-a uscat și se poate că ai 30% de gospodării. Nu trebuie să apatez, pleacă și se duce până la urmă. E racordat să nu te zicea pe postul, că așa nu-i subțeze. Da. Noi mai mult iarbă se palmatează. Da. Ce să vă spun? La mulți ani, sărbători cu bine. Putea, Doamne, Doamne, un an, măcar că ăsta, dacă mai bun. E loc, și de mai bun. Da. Și să ne vedem la anul sănători. Da. Totodată avem rugămintea măcar și ați consilierii să fiți prezenți luni la... Marți. Da. Dar vreme de luni. Da. Luni, cum mai schimbăm? Da. Vedeți, nu, la mica noastră manifestare. Declarăm ședința închisă. Ia să vă mulțumim.